Yo, salut, ai frate, și bine am găsit la un nou episod din fucking Mad Max. Suntem aici de unde n-am rămas episodul trecut, deoarece m-am mai jucat un pic off-camera. Am făcut câteva grade-uri, am făcut câteva camp-uri, nimic foarte important. Am păstrat ce era mai important pentru acest episod. O să mă duc mai întâi să fac upgrade la abilități, ce am făcut și data trecută, sau acum două dăți, nu mai știu exact. Și în același timp o să iau și misiunea, deoarece misiunea pentru prima dată nu este la noi acasă. Hai să văd și eu cât de departe este locul acela de unde pot să fac upgrade-ul. Acolo trebuie să ajung în Gatgesh, în timp ce noi suntem acolo și ăla pentru upgrade-uri e aici. Asta nu e cea mai drăguță chestie, dar cred că mă pot teleporta acolo, nu? Fast travel, da, pot să-mi dau TP unde vreau în teritoriile astea. Ok, păi atunci o să încep cu un TP. Nu mă pot teleporta acolo, mă pot teleporta la destul de puține locuri. Ok, pe în cazul ăsta o să mergem până acolo, deoarece trebuie să mergem și noi undeva episodul ăsta. Și sunetul la joc e prea tare? Nu, sunetul la joc e tamam bun, aparent. Îmi place foarte mult cum se vede, n-am umblat la stările, la grafică, l-am optimizat în schimb un pic. Adică, nu știu, s-ar putea să fie un pic mai mari stările decât episodul trecut, însă îmi place foarte mult cum se vede. Și în același timp am văzut ceva cu apa acolo, ideea e că n-am nevoie, adică am apa plină, am viața full, nu am nevoie. Oh, nu mă bat cu ăla, fuck, dacă vine după mine, dacă vrea bătaie, e bine. A, vrea bătaie. Tati, eu nu aș fi vrut, însă, dacă insiști, fie. Ai murit, gata. Te-ai calmat? Ok, acum hai să ne facem și noi upgrade-urile alea, deoarece chiar sunt foarte curios ce chestii noi îmi pot upgrada acum. Nu mai știu câte puncte am. Am 4 puncte, dacă nu greșesc. Și mă surprinde din ce în ce mai mult grafica jocului. Mi se pare că e un pic mai bună chiar decât episodul trecut. Ideea e că nu știu ce s-a întâmplat, dar grafica după un upgrade la driver, grafica mi-a sărit la maxim la jocul ăsta. Și n-a mai scăzut-o. Că mergea undeva în 50 de frame-uri. Pe ultra, 2K, tâmpenii de genul. Și acum mi se pare că arată mai bine. Și frame-urile la fel. Și m-a adrugat. Ei. Ok, upgrade-uri. N-am deblocat upgrade-uri noi. Astea... Ok, am 6 puncte. Interesant. Increase max ability to consume less fuel. Bă, n-am problema asta cu fuel. Sunt ok cu fuel. Increase max ability to acquire more water from water sources. Asta îmi convine. Increase max is legend level. Ok, asta o să o upgradez. More health from food. Nu prea mă interesează. Max ability to acquire more ammo when looting. Ok. Și asta o să o pun, de ce nu? Confirm. Sunt destul de mulțumit. Dale Lizard, level 9. Nice, nu știu la ce mă ajută două chestia aia. Ia, dacă dau escape, collectibles, legend. Ok. A, uite, îmi zice aici. Roadkill, Dale Lizard, Feral... Nu știu ce e aia. Fiend. Chiar n-am nicio idee ce e. Hai să mergem la mașină și... De fapt, stai, cred că îmi pot da TP și fără mașină. Nu? Ar fi destul de logic. Ok, a mers. That was nice. Dacă nu greșesc, misiunile în chenar galben sunt main stories, deoarece nu vreau să fac misiuni secundare. Eu, cine face misiuni secundare acum, serios? Ok, ala cred că e deasupra noastră. A, stai, ce? Ce vrei, femeie?
코플루. 아스바 코플루. 라스 플로드. 카레 플로드. 아, 올라 에 볼나우. 마무 나치 스체임. 우프스, 스쿠제. 아, 눈 트레베스 이 카사도. 머천다이스. �ă, sper că nu facea nicio tâmpenie cu... cu evantaiul ăla. Pare ceva cu care pot să tai pe cineva destul de serios. Deci, mi-e destul de... Mamă! Începe să-mi placă. What on earth is this thing? Go fuck yourself! Așa nu văzuseră motociclete până acum. Na. Hai să colectăm și noi niște scrap, deoarece o să avem nevoie cu siguranță. Tu ești mare Barosan. Not bad at all. He's a little something extra though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. The hinges. Could be key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. Dimrim. Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talent. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. Okay. Deci trebuie să ne facem un alt fel de harpun. Un talon, sau cum se numi el. Exit, Godgesh Stronghold. Okay. Okay. Hai la mașină, repede, la mașină. Și încă n-am nicio idee încotro trebuie să merg. Mezi. A, mă, ne zici nou unde merem sau. Find Dimrim, ok, îmi zici încotro e aparent. Ia să văd cam cât e de mers, bă, nu-i mult de mers, deci o să parcurg acest drum minunat. Ha, 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 ha. Mi-au damage dacă sar pe aici, aparent, da. Mereu mi-au damage dacă fac o săritură în jocul ăsta, asta-i destul de aiurea. Ar fi fost mai fun, cred, dacă nu-ți luai damage de la sărituri, de la căzături cu mașina. De exemplu, săritura de mai devreme a fost una aproape perfectă, zice eu, însă... Însă cum se numește... Două secunde. Nu am putut să... Nu mi-au damage din cauza săriturii propozise. Probabil mi-am pierdut ideea pe parcurs și am continuat ideea destul de dubioză. A trebuit să închid telefonul, că a început să suni. Și sper să înțeleagă mama că filmam. A, da, e ok, mama. Stai chill. Ok, hai că am ajuns aici. And now what? Ah, trebuie să găsesc convoiul. Pe ăsta-i convoiul, da. Ok, mașini slabe. Mașinile astea sunt foarte slabe pe care le-au ei. Ah, și mașina mea e bușită, fuck, am uitat.
Pentru că m-au aruncat pe acolo. Bă, îl pot arunca și eu pe ăla din mașină? Nu, dar îl pot arunca pe ăla din mașină, în schimb. Om, ce convoi slab. Să-mi trag palme. Mamă, s-a băgat prin pietre nebunul. Nu știu totuși de ce i-am dat cu shotgun-ul. De că mi-a schimbat arma out of nowhere. Mamă. Hai, repede, repare mașina până nu vine convoiul după mine. Mamă, cum arată mașina? Deci ea chiar se deformează dacă... dacă mă bușesc sau chestii de genul. Alolo, moare stingător cu el. Asta e, asta e interesant. Hai să mă urc și eu în mașină, că-s mai la adăpost așa inițial. Și mergem după convoi, că acum n-aveam ce să le facem, având în vedere că nici viața nu avea în full. Măcar știu ce trebuie făcut acum. Hai să o facă full și ne-am dus. Ok, n-are rost să mă duc după ei pe acolo. O să merg în partea asta și o să dau cap în cap cu ei. Că li se vede și pe jos urma, pe unde au mers. Ulei pe jos. Nașpa, nu știu dacă ia foc uleiul ăla. Prin să fie benzină, cred că nu prea cred. Că s-au gândit așa de departe developerii jocului. A, chestia se face cred că doar în intersecții. E foarte probabil. A, nu, s-au făcut și acolo. Și acolo nu e o intersecție. Dacă fac așa, nu merg în urmele așa proeminent pe jos. Destul de aiurea. Dar na, cred că ar fi destul de deranjant dacă la fiecare... om care trece s-ar face tămâi urmele. Adică sunt și ăștia în față. Mamă. Ăla nu mai are viața la mașină. E distrus. Nu-i mai pornește mașina. Cred. S-a l-a omorât din cauza impactului. Nu știu cum funcționează. Exact. Ideea e că, după cum ați văzut, nu i-a bubuit mașina. Însă... ok, hai să scap și de ăsta. Mamă, l-am pus pe capota mea. Să mă duc după ei. Îmi place că văd... Mi s-a băguit în mașina ăla. Ok, vreau să-l agăț cu harpunul. Ca să cadă de pe mașină, că îmi face fum. Îi s-a încins pielea. N-ai bă știe ce. A început să scoată fum. De-aia e că mă deranja. Ok, avem unul cu defense 1. Ok, tu te-ai dus. Poți să-l aranjez pe ăla? Da, poți să-l aranjez. Gen, este mult mai spectaculos dacă fac accident cu mașinile pentru a... pentru a le distruge. Însă... nu se merită de fiecare dată. Cu atât mai mult că de cele mai multe ori ții și tu damage în atacuri de genul. Ah, fuck. De exemplu, acum. Se poate întâmpla destul de ușor o chestie de genul când faci un atac, să pierzi controlul și să pățești așa ceva. Și dacă ai posibilitatea, este mai bine de cele mai multe ori să scapi de inamici cât de ușor poți. Indiferent că e vorba de o bătaie sau de o... de un convoi. Acum n-am făcut nimic, pur și simplu s-a dus scâș controlul. Am ce să-i facă lui la mașină? Să-l agăze ceva? N-am nimic. A, ce... a, bă, mașină, bă. Ia uite-o, mă, ce face ea. Nici nu mai am viața full, am undeva pe la jumătate, asta-i destul de aiurea. De cât îmi filmez 14 minute, e ok. E muy bien.
Tai colțul ăsta, poți să tai colțul. A, și ăsta bănuiesc că o să fie primul episod care o să apară luni. Așa că o să vă anunț de pe acum că majoritatea episodelor de săptămâna asta au fost filmate în weekend, adică astăzi. Așa că dacă mă vedeți mai multe zile la rând cu același tricou, să nu credeți că naiba știu, am simțit nevoia să vă anunț. Să nu aud după că ne spala sau ceva de genul. Bă, al naiba, are țepe mașină și îmi dă damage. Asta am avut și idei mai bune în viața mea, jur. Am avut și unele idei mai bune decât să-i tragă lui în rezervor. A, ca să-i pornească motorul trebuie să ajungă la jumate. Odată ce a fost distrusă mașina. Oricum o să aștept să se încarce full. Până atunci mai colectez niște scrap de ăsta și am mai am doar două glonți. Un glonț în armă, un glonț în buzunar. Destul de aiurea. Hai să mă urc și în mașină. A, mereu mă urc pe partea stângă a mașinii. Ok, o să mă bat cu ăsta până una alta. Sper să nu fugă, cred că nu o să fugă. Da, nici că o să-l nimerez, nu cred. Avea benzină la el. Hai, până vine minunatul ăla de convoi, repar și tu un pic mașina aia. Și eu iau scrapul de a căzut. Pam, 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 pam. Mă, și acum o să mă duc în direcția lui, a convoiului. Că poate mă întâlnesc cu ei mai repede, nu? Sau să aștept aici 10 ani totuși. Ideea e că mai e doar o mașină în tot convoiul. Eu dacă aș fi în locul lui aș pleca. Ideea e că probabil au și ei niște îndatoriri. Nu pot pur și simplu să plece să renunțe. Trebuie să păzească drumul cu orice preț. Nu văd fumul de la el pe care îl lasă mașina lui în spate. Asta e interesant în jocul ăsta, că orice mașină lasă o grămadă de fum în spate. Mă, oh, ridică nisipul de pe jos și chestii genul. Oh, am primit 60 scrap. That's nice. Ok, ideea e că mașinile unui convoi lasă mult mai mult fum decât una normală. Ok, ăla cred că e mort, cu toate că mașina lui încă e întreagă, el a coborât din mașină. Eu l-am lovit, așa că nu mai are cine să vină după mine, doar noi doi, fratele meu. Și înseamnă că ești foarte bun dacă reușești să mă... Oh, fuck. Mi-a prins o bucată. Ok, hai să-i dau jos ușa. Că n-are el nevoie de ea. Și acum mă duc după el. Are mai multă viață decât mine totuși la mașină. Hai să încerc să stau drept. Drept, să mă încadrez ca lumea nuevă. Ok, îl las un pic, îi prind ușa. Eu smulg. Aștept să pornească deoarece știu că o să pornească. Și îi bag acolo mare bucat. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Nu vreau să stau în spatele lui. Acum că scoate o grămadă de foc. Scoate flăcări. Și merg în paralel. Au, 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 au. Nu, 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 nu stau în spatele lui că nu mai am viață la mașină. Nu mai am viață deloc la mașină.
Hai de capul meu, cât de close a fost chestia asta. Wow. A fost un moment atât de dramatic. Collect the hood ornament. Oh shit, și am făcut toată chestia asta pentru un hood ornament. Bun, hood ornamentul primez la fiecare convoi pe care îl distrug. Deci nu este ceva special. Însă a fost un moment de tensiune imens. Oh, mișto convoi. Mișto ornamentul, dau. Story mission complete. Ok, frate, însă cam asta a fost tot pentru acest episod din Max Nebunul, din Mad Max. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Și până la viitoare, eu am fost Lolbook și v-am salutat. Ciao!